Bine v-am găsit, dragilor! Dacă este joi, eu și colegul meu Ionel Luțan v-am pregătit câteva surprize din cadrul Clubului Sportiv Dinamo București. Astăzi vorbim despre volei alături de Marisa Radu și de Adina Roșca. Bine ați venit, dragilor! Bine ai venit, Ionel! Mulțumesc, Alice! Bine ați venit, domnișoarelor! Avem reprezentante de top de la Dinamo Alice în această după-amiază. Foarte tinere, enervant de tinere, cum ar spune unii, nu-i așa? Și abia așteptăm să aflăm povestea lor. Destul de multe amintiri, pățenii și, bineînțeles, cum au ajuns în punctul de astăzi, nu-i așa, Ionel? Ești pregătit? Facem iar separatisme noi aici pe o bancă, câteva puncte, voi acolo alte puncte? Da, oricum, vorbeam cu fetele puțin N-avem mai înainte. N-avem fileu, dar în rest... Vorbeam cu fetele puțin mai înainte și ne gândeam la blocaj, adică știi, doi câte doi așa la blocaj, la fileu acolo. Vom reuși, partida cred că va fi echilibrată și de data asta, chiar dacă Dinamo pleacă cu prima șansă. Sunt convinsă și singura șansă de altfel astăzi. Fetelor, să știți că noi începem și cu poveștile de viață, cu totul. Cum ați început să practicați acest sport? Dacă v-ați orientat poate către altceva la început, o să aflăm pe rând și Adina, o să încep cu tine și facem așa în tandem, ok? Da. La mine este o poveste destul de lungă, o să încerc să o scurtez. Te rugăm nu. Ok, atunci nu. Te rugăm să nu o scurtezi, avem o oră la dispoziție în care chiar vrem să aflăm totul. Păi și nu, e timp. Să cer scuze, vreau să terminăm în 3 seturi, nu, meciul ăsta este foarte lung. În 5 seturi va fi partida. Exact, deci avem, ai tot timpul din lume, o oră, nici nu știi cum o să treacă, dar e nevoie de toată povestea. Eu inițial am făcut în not de performanță, 4 ani. Și am avut rezultate destul de bune și acolo, doar că tatăl meu fiind voleibalist, mergeam la el la meciuri și stăteam cu mama în tribună și ne uitam la meciurile lui și mereu îi spuneam: mama, vreau și eu să merg la volei, să fac așa ca tata, uite cum sare, cum dă, cum blochează, vreau și eu. Și mama mereu îmi spunea: măi, mama, uite, mai așteptăm încă un an, ca să fiu sigură că parcă mingea e cam mare pentru tine, să nu te lovească. Erai micuță și fragilă, da. Nu-i așa? Dar la ce vârstă se întâmpla asta? Asta se întâmpla pe la vârsta de 10 ani, când am început să-mi doresc să merg la volei, dar abia pe la 12 ani m-am apucat, serios. Dar spuneai de not, până la vârsta de 10 ani deja erai, puteai să consideri că este un sport de performanță? Da. Aveai deja concursuri la care mergeai? Da. Și am ieșit, am fost la un concurs pe țară și am ieșit pe locul 6 la proba de spate. De la 8 ani am început notul de performanță, făceam antrenamente zilnic și acolo. Mergeam la școală, îmi făceam temele și după masa mergeam la not, nu prea reușeam să ies pe afară cu prietenii mei. Deci deja avem ceva puncte în plus, nu știu cum să spunem, aici în jumătatea noastră deja am plusat cu încă un sport și anume notul. Da, hai să revenim și pe partea asta. Ia să vedem cealaltă invitată noastră, dacă din start voleiul sau și tu te-ai pregătit într-o altă disciplină și ai ajuns la volei. Eu am fost un copil activ toată viața mea, de când mă știu. Am făcut toate sporturile. Am încercat absolut toate sporturile. Printre ele? Printre ele, în not, tenis, handbal, dansuri, gimnastică, le-am încercat pe toate. Nu m-am oprit la niciunul, nu am obținut niciun premiu la niciunul. După care, din familie, tatăl meu fiind antrenor de volei, mi-a spus: mamă, nu vrei să încerci și volei? Și am zis: bine, hai, că vin adică cu tine până la sală. Te-a poate lăsat o așa placă. De capul tău o perioadă, după care era, cred că dânsul știa, mă, tot aici va veni. În sufletul lui își dorea. În sufletul lui își dorea din tot sufletul să fac volei, m-a luat cu el la sală. La început am fost așa, oare îmi place, oare nu îmi place. După care m-am împrietenit cu fetele, era frumoasă atmosfera și am zis: hai că mă opresc la volei. Deci la mine a fost un amalgam de sporturi. Dar a fost cumva dragoste la prima vedere, pentru că acolo unde te-ai oprit, acolo adică ți-a plăcut din tot sufletul sau ai fost împinsă mai mult de tatăl tău? Ai simțit la un moment dat poate o presiune din presiunea partea mea? Rezultatelor mai bune de performanță, performanței. Deci ai prins gustul victoriei, asta era, zi adevărul. Da, doar că na. În momentul în care am pus mingea în mână, mi-a plăcut foarte mult. Mi-am știut postul de la început. Nici nu concepeam să joc altceva pe alt post. Și în momentul în care am simțit și presiunea performanțelor, cumva, mereu mi-a plăcut să fiu pe primul loc. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu pe locul 2, 3 sau mai jos. Deci a simțit gustul competiției și iată că de acolo au evoluat lucrurile. Și de aici cred că s-a făcut 1-1.
Ceva de genul. Marisa titular de drept, deci echipa începe cu ea, este clar. Asta este. Eu v-am spus, ne lipsește un fileu și câteodată niște porțiune, depinde de sport. Și mingea. Lasă că dacă mai dăm și cu mingea prin platou, nu vrei, tu ai în spatele tău o plasmă, nu, eu sigur dau prost, n-are rost, lasă așa. Anea, spune-mi despre tine când ai făcut primii pași pe terenul de volei, cum a fost? Îți aduce aminte? Sau când te-ai dus la tatăl tău și ai spus, gata, dacă nu de anul ăsta, nu mai sta să mă amânați pe mine de la anul, că poate mai cresc. Nu cu tata a trebuit să discut treaba asta, cu mama a fost mai greu. Negociatorul mai greu? Da, dar în momentul în care am început, mi-aduc aminte că prima mea echipă la care am fost a fost echipa Spike și am avut așa emoții pentru că m-am dus acolo și fetele deja știau să dea pase, să atace și am fost foarte entuziasmată și mi-aduc aminte că m-a băgat direct în teren antrenorul și le vedeam pe fete cum stăteau acolo, își luau poziția de preluare și încercam și eu să stau și tata se uita așa la mine și râdea și îmi spunea mereu după antrenamente, îmi place că ești foarte profi, te văd că stai cu mâinile pe genunchi, aștept să vină mingea la tine. Dar tu nu știi neapărat ce urmează să întâmple. Nu, dar le vedeam pe ele că stau și fac, și făceam și eu. Și nu te-ai speriat inițial că ele deja știau ce aveau de făcut și tu probabil? Nu, am fost foarte ambițioasă și am ajuns repede la nivelul lor. Ba chiar am simțit că după 6 luni a trebuit să-mi caut o echipă nouă și așa am ajuns la Dinamo la junioare. Tatăl Marisei mi-a fost antrenor la Dinamo la junioare. Știu de când era. Marisa, dar tatăl Adinei ți-a fost vreodată antrenor? Ca să nu, dar a fost acolo în tribună să ne aplaude pe amândouă. A fost secund. Cum ar, da. Că vezi, uite, așa plusam pe partea asta. Acum ce să zic, la voie. Dar iată că dacă Marisa deci este legată doar de Dinamo, deci tu aici ai debutat, practic, nu? Și aici ai rămas. Am avut o perioadă în care am fost plecată de la Dinamo, da? Am simțit nevoia unei schimbări. Dar aici începuse la Dinamo. Aici am început și aici sper să și termin. Pentru mine Dinamo e echipa mea de suflet, unde am avut primul contact cu mingea, unde am avut primul contact cu sportul și nu mă văd la altă echipă. Bine, pentru tine și pentru voi este un mare avantaj că părinții jucau volei, nu? Și cu siguranță acasă sau când e nevoie, mai corijau. Mai discutau cu voi, vă mai ajutau, nu fără doar și poate. Asta este adevărul. Eu aș putea spune că am avut niște părinți care, într-adevăr, m-au susținut foarte mult în tot demersul, doar că tatăl meu a fost foarte sever cu mine. Nu m-a amenajat nicio secundă. Mi-a zis, ori faci cum trebuie, ori te lași și dar gata, te apuci de școală. Fapt. Da. Deci, la severitate, să știi că aici nu am putut să ignor momentul în care ai întrebat, în care tu, Ionel, ai pus întrebarea legată de tată și de părinții care erau susținători. Aici, lângă mine, Adina a schițat un zâmbet. Vreau să știu de ce. Da. Tatăl meu, într-adevăr, nu mi-a fost antrenor oficial, dar acasă, tot timpul, chiar și după un meci bun, îmi spunea, ai jucat bine astăzi, dar... Da, adică da, și apoi începea darul. Da, mereu exista acel dar. Dar aici nu mi-a plăcut pentru că și aici nu mi-a plăcut pentru că și eram, dar nu poți să-mi zici, te rog, ai jucat bine. Atât. Și gata, lasă-mă. Da. Imposibil. Nu. Veneau și cu, vreau să știu dacă veneau și cu materialul video și erau și cu, eventual, cu, pe un videoproiector tata frumos, cu un arătător și aici așa, aici așa. Aproape, tata filma meciurile, da, încă le am pe cele de la junioare. Cred că era, chiar dacă îți punea acel dar de fiecare dată cu siguranță constructiv și cred că era foarte bucuros să te vadă. Cred că e valabil pentru amândouă, nu-i așa? Încă este foarte bucuros să mă vadă. Marisa, ne-am întors la Dinamo și a început practic drumul către performanță pentru tine, nu? Care au fost așa primii pași cu adevărat relevanți în cariera pe care te-o... Primii pași relevanți, în primul rând la cea mai mică categorie de vârstă. Am ieșit campioane, a fost ceva wow. Plângeam toate, ne bucuram, părinții, trofeu, cu cupa, șampanie, cu confeti peste noi. Aia a fost prima. Suporterii principali, părinții. Da, au venit după noi până la Lugoj. Au luat cazare. Aveam un grup foarte frumos și de părinți care ne susțineau și de jucătoare. După care au venit convocările la loturile naționale de tineret. Și... Foarte repede, într-un fel, nu? Da. Da, după primii ani de volei, am primit primele convocări la loturile naționale. După care, la 15 ani, după 5 ani de volei, am făcut mutarea la Timișoara, unde am
jucat în prima echipă de divizia A. La Timișoarei? Nici nu te-ai dus departe, dacă nu permiți. Nu, de la Lugoș la Timișoara. Acolo te-au văzut cei de la Timișoara, cu siguranță, la Lugoș, acolo au pus ochii pe tine. Dar de la București la Timișoara poți să faci 3 zile pe drum. Sau cu avionul 45 de minute. m-am bazat mai mult pe asta. Și cam asta a fost cea mai importantă etapă în cariera mea. Când am... Dar cum a fost, schimbarea pentru tine? Schimbarea de oraș, schimbarea de colectiv? În primul an mi-a fost foarte greu. Mi-a fost foarte greu din ce punct de vedere? Eram foarte departe de familie și m-am lovit de realitate și de o situație în care trebuia să am grijă singură de mine, în care trebuia să-mi spăl, să mă hrănesc, să am grijă de absolut tot ce făceau părinții mei. Și eu nu realizam până în momentul ăla că sunt lucruri foarte grele. Eu le luam de bune. Și ce vârstă aveai atunci? 15 ani. Foarte devreme. Adică, Marisa, dacă nu ai voie atunci, și că nu era la un nivel la care îți puteai permite să ceri clubului, domne, vin aici, dar... Am spălat. Masă, spălătorie, tot ce trebuie, că altfel au asigurat, au asigurat tot ce se putea, totuși, da. Cele mai bune condiții, dar m-am lovit de o realitate pe care nu am apreciat-o până atunci. Și m-a forțat să mă maturizez destul de repede. Și ai pus vreodată mâna pe telefon și ai zis, mama, bineînțeles, bineînțeles. Mama, eu vreau înapoi acasă sau mama, vină după mine. Dacă nu o dată pe săptămână, la vreo 2 săptămâni așa, o sunam pe mama, vină să mă iei, te rog, că nu mai pot. Mi-e doar de voi, nu mai pot să mă trezesc singură, să merg la liceu, trebuie să merg la antrenamente, sunt obosită. Și ce spuneau părinții tăi când te auzeau? Cred că mama ta cel puțin... Nu vreau să mă gândesc ce era în sufletul mamei. Tata era, nu, tu trebuie să faci asta. Pentru tine așa trebuie să desfășoare viața ta. Asta e viața de sportiv. Trebuie să te obișnuiești cu ea. N-ai ce face, n-ai încotro. Mama, vă dați seama, era... Ce era în sufletul ei. Cred că ar fi venit și te-ar fi luat aia acasă. Lasă, că vedem noi ce facem. Hai la Dinamo, Marisa. Hai la Dinamo acasă la noi. Am ajuns la concluzia aia după vreo 4 ani. Ai stat ceva timp acolo? La Timișoara am stat un an jumate, după care am ajuns și pe la Pitești. Eram relativ aproape de casă, după care la Galați, unde am fost din nou cu echipieră cu Adina. Deci noi... Și uite cum a pasat către Adina frumos. Asta a fost foarte exact, Alice. Foarte fin, foarte fin. Poți să începe o carieră în televiziune, Maris. Foarte fin. Adina, dacă tot facem o paralelă în sensul ăsta, a fost un moment în care și tu te-ai despărțit, nu-i așa, de București și de casă. Da, eu ceva mai târziu, pe la, cred că în jur de 20-21 de ani. Până atunci am avut norocul, să zic, că... Am crescut la Dinamo, am făcut junioratul la Dinamo, am făcut parte și din echipa de senioare ceva timp. Și după aceea am avut noroc că m-a luat antrenorul Paul Bogdan la CSM București. Pe vremea aceea încă era echipa de volei în divizia A. Și am stat 2 ani foarte frumoși, cel puțin primul an în care am câștigat și Cupa Challenge, Cupa Europeană. Cum a fost acel moment pentru tine? Îți mai aduci aminte cum te-ai pregătit, emoțiile? Mi-aduc aminte, da. La fiecare meci aveam emoții și mereu plecam cu șansa a doua, pentru că erau echipe foarte, foarte bune și jucătoare de top în Europa. Și în momentul în care noi am ajuns să jucăm finala, nici n-am realizat că jucăm finala. Iar momentul în care am câștigat-o a fost ceva extraordinar, pentru că primul meci din finală era tur-retur. S-a disputat la noi în București, am câștigat cu 3-0, iar cu echipă din Turcia. Iar când am plecat în Turcia, am câștigat cu 3-1 și abia în momentul în care s-a oprit meciul am realizat toate că noi de fapt am câștigat Cupa Challenge. V-ați dat seama ce s-a întâmplat de fapt. Da, exact, da. Și, bineînțeles, cred că s-a și sărbătorit, nu-i așa? S-a și sărbătorit, dar la ceva timp, foarte scurt timp, a trebuit să reîncepem antrenamentele. Pentru n-ați că urma, mult timp de pauză. Da, urma Cupa României și următoarele meciuri din campionatul regulat. A fost mai ușor acolo decât în Cupa României, nu? A fost mai ușor în Cupa Challenge. Da, da, da. Da, într-adevăr. Pentru că este, nu știu, în România, când joci în campionatul regulat, deja cunoști echipele și jucătoarele. Și, nu știu, parcă devine din ce în ce mai greu de câte ori joci cu ele. Odată câștigi tu, odată câștigă cealaltă echipă, e da, mai Marisa, dificil. E greu când câștigă cealaltă echipă, fără doar și poate, nu? E greu, greu de acceptat. Nu concep. Nu? Mai ales nu există. Sunt echipe de același nivel.
Echilibrul este la el acasă, nu? Da. Marisa, în general, în voleiul feminin, în românesc? Întotdeauna echipa care joacă acasă are avantajul mediului, avantajul reperelor din sală, dar am avut destul de multe surprize anul ăsta în campionat, când am câștigat meciuri și în deplasare pe care nu ne așteptam, sincer, să le câștigăm. Fiind anul ăsta la Dinamo, proiectul e crearea unui nucleu de viitor, de jucătoare autohtone, românce. Și pentru noi, anul ăsta, obiectivul a fost unul de a obține rezultate cât mai bune și să ne consolidăm ca echipă. De-aia spun că am avut foarte multe meciuri pe care nu ne așteptam să le câștigăm, dar da, ne-am dorit atât de tare și consider că ne-am unit atât de mult, încât cumva prin unitatea asta am reușit să facem rezultate neașteptate. Peste așteptări. Da. Deci cum suntem, Alis? Sincer, cine mai ținut cont? Da. Pentru că se joacă foarte, astăzi, foarte și poveștile dur. Sunt electrizant. Sunt foarte frumoase, dar sala e plină, nu? Să știi că îmi place când suntem destul de mulți și avem într-o formulă așa de 4. Dacă ne-ar permite, cred că am putea să stăm 20 aici. N-am avea timp să dezbatem poveștile tuturor, dar noi am vrea. Adina, vreau să te întreb cum a fost pentru tine după aceea plecarea. Ai spus că ați fost colege la Galați, dacă... Da, am fost colege la Dinamo, la... Deci ați fost Galați, permanent colege, orice ar fi. Da. Ceva de genul acesta. Cum a fost pentru tine plecarea ulterior, schimbarea? De ce ai ales să faci o schimbare de echipă? Am simțit nevoia să ies un pic din rutină. Și am ales să plec la, nu foarte departe de casă, la Târgoviște. Pentru prima oară plecam de acasă. Și acolo, la Târgoviște, am găsit un mediu extraordinar. Am avut noroc de un antrenor extraordinar, străin, spaniol, care acum este selecționerul naționalei României. Am crescut foarte mult acolo. Am crescut foarte mult și în primii 2 ani la CSM București, pentru că și acolo am lucrat cu antrenori străini. Iar plecarea de acasă, pot să zic că prima oară a fost un șoc, tot așa, obișnuită mereu să vin acasă, chiar dacă aveam 20 de ani. Mama, mi-e foame, te rog, am antrenament, sunt foarte obosită, cu șantaj, așa e, sunt foarte obosită de la antrenament, te rog frumos, fă-mi și mie ceva de mâncare. Și pe șantaj emoțional, da, la maxim, cum procedăm toate. Da. Adică nu e un secret, Ionela, ai și tu o nepoțică, cred că e maestră. Este, este. Are, așa multe, e. Are multe atribute, cred că o să facă voleibalista, am impresia. Nu știu ce să zic, cred că o putem înscrie într-o competiție televizată de la, da, față de care e foarte mare, da, fană. O dau la volei, că sunt cucerit de ceea ce se întâmplă în această frumoasă disciplină de volei și urmăream foarte, foarte atent. Am avut, fetele știu, la Ploiești, echipă chiar puternică, chiar campioană, din păcate s-a dus. Dar iată că viața v-a adus de multe ori împreună, probabil că atunci când erați împreună la Galați, nu era problema, mama, tata, vă ajutați împreună. Cineva gătea, cineva spăla, cineva făcea piața, nu știu. Depinde, dacă mi-era foame, mă mai duceam pe la Adina prin cameră. Auzi, vezi că-ți iau și eu din aia. Da, știu că eram în pat, nu știu, dormeam sau mă uitam la un serial. Am venit să iau și eu ceva, te rog, mi-e foame. Știa că tu ai provizii bine da, făcute, te ocupai. Da, da, da. Deci vezi, ai prins bine, ce să zic, ai prins lucru în față. Am știut unde să mă lipesc. E o calitate și asta, vezi cum te folosești de ea pe viitor. Dar, Adina, voiam să te întreb, tu ai avut și momente în care schimbarea asta nu ți-a fost neapărat pe gustul tău, unde ai simțit că nu te regăsești neapărat în peisaj? Da, în momentul în care am plecat și mai departe de casă, pentru că de la Târgoviște ajungeam destul de repede și când aveam un moment greu, luam mașina, într-o oră eram acasă, am plecat la Bacău. Și acolo am avut un șoc. Acolo, aproape și tu. Acolo am avut. Chiar am avut un șoc, pentru că nu puteam merge acasă. De câte ori simțeam nevoia să-mi văd părinții. Nu prea am avut ce să fac pe acolo. Și mi-a fost și foarte greu să mă integrez în echipă, pentru că eu am venit la jumătatea campionatului, când deja echipa era formată, era un nucleu. Dar fetele m-au primit foarte, voiam foarte să te bine. Întreb dacă cum te-ai simțit primită, deși erai într-o cu brațele deschise, diferită. Cunoșteam deja câteva fete, doar că mie personal am simțit așa o greutate pe umerii mei, pentru, probabil din cauza lipsei părinților. Mi-era dor de casă, de libertate, să zic așa, pentru că una e să pleci foarte departe și să nu cunoști orașul, să nu știi ce să faci, și una e să fii la o aruncătură de băți. Da, sau aproape de casă și imediat cum ai nevoie să ajungi. Da, Adina, eu îmi cer scuze. Când ai zis un șoc, mă gândeam deja că atunci șocul a fost când ai văzut pe domnul Grapă, da? Nu s-a întâmplat așa.
cu domnul Grapă, pot să zic că m-am înțeles destul de bine. Destul de bine. Destul de bine. Am avut și momente în care pot să zic că ne-am ciondănit, dar ne-am înțeles destul de bine. Constructiv, tot a fost constructiv. Da. Ai făcut o paralelă, Adina, între antrenorii străini pe care i-ai avut și antrenorii români pe care i-ai avut. Care ai văzut tu că au fost diferențele principale între, poate, stilurile de abordare? De stil, da. Stilul în care cereau să jucăm. Adică antrenorii străini sunt puțin mai deschiși și la, să zic, ideile tale. Te ascultă și pe tine. Țin cont de punctul tău de vedere și de nevoile tale. Dacă, nu știu, să spunem, astăzi am o zi mai grea și mă duc și explic. Uite, astăzi am o zi grea, nu mă simt foarte bine, fac antrenamentul cât pot eu de bine, dar te rog, înțelege-mă că nu mă simt, nu știu, fizic, psihic, nu mă simt bine astăzi. Și sunt mult mai înțelegător dacă, nu toți antrenorii români fac asta, dar în general sunt învățați pe stilul vechi. Domnul Grapă, dacă n-ai voie. Da. Nu, dacă nu ești întins pe jos, poți să faci antrenament. Poți. Deci nu contează ce ai pățit, nu contează dacă moral ești mai... Nici nu... Sincer, nu știu, probabil pentru că am crescut aici, nici nu-mi permit să mă duc să întreb dacă este în regulă să fiu mai retrasă. Un pic. Da. Da, Marisa, revenim pe partea asta la noi și ai zâmbit puțin, că am spus de domnul Grapă. Iată că pare o modă și în volei, feminin. M-am gândit la el după ce l-ați amintit. Unul dintre cei mai experimentați antrenori de volei din România, da, care este la această echipă de vreo 30 de ani, dacă nu greșesc, la Bacău, pe viață acolo, da. Aș vrea să-i urăm pe această cale multă sănătate. E un antrenor excepțional, care a crescut și el la rândul lui foarte multe jucătoare. Eu am lucrat preponderent cu antrenori români. Primul antrenor străin pe care l-am avut a fost la Națională și la Dinamo, după ce m-am întors. Și, într-adevăr, e o diferență de mentalitate și de... Depinde și de școala de volei din care se trag. Pentru că Adina a lucrat cu un antrenor spaniol, care e un mai latin. Da, noi acum da. Lucrăm cu un antrenor sârb. Sârb la Dinamo. Care vine din școala sârbă. O școală dură, o școală în care se pune accent pe muncă, pe seriozitate, disciplină în primul rând. Dar în același timp, el se pliază foarte, foarte mult pe ce jucătoare are, pe ce stil de jucătoare are. Nu e genul de antrenor care ți impune să fii într-un anumit fel. Și eu am apreciat foarte mult asta la el. S-a raportat la mine, Marisa, ca jucătoare și ca om. Tale. Dar de ce, Marisa, în campionatul din România preferăm, în general, antrenori străini? Nu avem tehnicieni din România de bună calitate sau pretențiile sunt așa de mari la echipele de club pentru că e nevoie de antrenori străini? Probabil nu prea aș putea să-mi dau cu părerea despre asta. Cred că se merge mai mult pe ideea asta de vestic, de nou, că dacă aducem un antrenor străin... Aducem, nu știu ce... Grăbim oarecum performanța, dacă ducem antrenor străin? Bine, probabil, că asta depinde de tot contextul de la club. Pe ideea asta se merge. Eu consider că avem și antrenori foarte valoroși români, care în momentul de față se axează poate mai mult pe creșterea jucătoarelor, din ce știu eu că se întâmplă momentan în România. Sunt foarte mulți antrenori buni care mai mult pun accent pe creșterea jucătoarelor tinere, care inițiază tot felul de echipe de tinere, de copii, pe care să le inițieze mai departe și ușor, ușor în divizia să fie formate și șlefuite de antrenori veniți din străinătate, cu alte mentalități. Uite, un lucru pe care de obicei îl întrebăm la mai toate sporturile, dar acum am omis, de obicei făceam asta în prima parte, dar cred că e valabil în continuare și o să începând cu Adina și după aia o să te întreb și pe tine, Marisa, același lucru. Ai avut, Adina, un model pe cineva la care te uitai și poate o admirai într-un anume fel? Te regăseai poate în stilul de joc sau pur și simplu aveai o simpatie față de cineva și zice, cred că aș vrea să ajung și eu așa? Da, eram junioară la Dinamo și ea juca la Galați atunci, Neca, care acum joacă la Voluntari. Am admirat-o de... Când m-am apucat de volei, mergeam la meciurile ei. De câte ori venea să joace în București, mergeam să o văd. Îmi amintesc că făceam și poze cu ea. Și îmi doream tot timpul să ajung și eu să joc la nivelul ei. Chiar dacă nu era pe postul pe care jucam eu, voiam să ajung la performanțele ei.
Iar ca jucătoare străină am avut o model pe Bosetti. Deci și iată că acum ai oportunitatea de a fi adversară. Da, mi-aș fi dorit foarte mult să fim colege. Să nu, nu te fure jocul ei, nu Adina, să nu te fure jocul ei, să nu-ți faci treaba pentru echipa ta. Că... Sau nu e timpul pierdut niciodată, nu e așa? Lista de transferuri e deschisă tot. Marisa, tu ai avut pe cineva un model? În primul rând, până să înțeleg ce se întâmplă cu sportul ăsta și ce se întâmplă cu mine în sportul ăsta, am apreciat jucătoare străine prin atitudinea lor. Eram copil de mingi la meciuri ale fetelor de la Dinamo, când eram junioară, și jucau în Champions League. Jucau cu echipe din Italia, din Turcia, echipe foarte mari. Și ca atitudine mi-a plăcut foarte mult. Țin minte și acum că au avut meci la Sala Polivalentă, era o jucătoare, Valentina Arighetti. Și m-am dus eu cu o cameră de-aia antică în mână să fac o poză cu ea, după care i-am cerut un autograf. Țin minte, aveam un pix portocaliu după ce am terminat și eram, wow, am cunoscut-o, am făcut poză cu ea, mi-a dat autograf. Țin minte că am pus pixul ăla într-o pungă, am sigilat-o și am scris pe pungă, Valentina Arighetti, pix cu care și a ea. Dacă mă chinui să-l caut pe acasă prin pod, da, îl găsesc. Să știi că nu se știe niciodată cât de valoros va fi, emoțional cel puțin pentru tine. Iar pe postul meu din România, întotdeauna am admirat-o pe Dana Mincă, care încă activează în cadrul clubului, chiar dacă s-a lăsat de ceva timp. A fost o ridicătoare foarte bună a campionatului românesc. Și că tot a venit vorba de Neca, ea mi-a fost colega anul trecut la Dinamo. Acum, din păcate, suntem adversare. Mi se părea ireal când am ajuns în vestiar și am zis, wow, sunt colegă cu Neca. Nu știam cum să mă comport, să-i vorbesc cu dumneavoastră, să-i vorbesc cu tu. Era foarte... Și atitudinea ei cum a fost? Presupun că te-a primit cu totuși da, este o fată extraordinară. Ne-am înțeles bine de la început. Acum suntem prietene. O salut și o pup. Dar atitudinea ei ca sportivă e una profesionistă. E verticală, n-ai să o vezi niciodată că încearcă să tragă chiulul sau că își arată oboseala, chiar dacă poate se simte foarte obosită sau o doare ceva. Întotdeauna e verticală și e profesionistă de la începutul antrenamentului până la final, chiar și în viața extrasportivă. Întotdeauna ține cont de faptul că ea este în primul rând sportivă de performanță. Și după aceea prioritizăm orice altceva. Iartă-mă, Ionel, da. Ți-o iau un pic înainte pentru că mi-a ridicat mingea la fileu, Marisa. Cât de important este să vă gestionați corect viața extrasportivă? E principalul factor de care trebuie să ținem cont. Pentru că inclusiv starea emoțională, starea de sănătate, starea de oboseală contribuie direct la randamentul nostru în cadrul antrenamentelor și meciurilor. Dacă nu ne gestionăm cum trebuie stilul de viață și consider că emoțiile, n-ai cum să performezi la nivelul la care ar trebui. Ești de acord, Adina, că e foarte... Da. Câteodată implică și sacrificii, pentru că toată lumea vede frumosul din fața oricărui sport. Noi vedem un spectacol, noi vedem, vă vedem pe voi, sunteți înalte, sunteți tinere, sunteți frumoase, spectacolul e la el acasă, dar nu vede nimeni sacrificiile din spate. Exact. Noi de multe ori, eu cel puțin, sufăr, pentru că am prieteni care... mă invită să ne vedem, mi-este dor de ei, dar din păcate de multe ori nu pot. Nu pot să mă văd cu ei pentru că am deplasări, am meciuri, am antrenamente și ajung... Programul nu-ți permite exact. O noapte pierdută, te costă foarte exact, mult. Exact, exact. O noapte și chiar și o zi în care să ies prin oraș, să mă plimb, de multe ori prefer să stau acasă, să mă odihnesc ca să mă refac pentru a doua zi la antrenament. Marisa Dinamo, Adina, încearcă să-și creeze un viitor poate mai bun, dar la acest moment, în voleiul feminin românesc, pare greu de stricat așa ierarhia. Blaj, Târgoviște, chiar mai nou, CSU Voluntari. Noi acum ne aflăm pe locul 6. Mulțumitor, în grafic. Este un obiectiv, bineînțeles că ne-am dorit să ieșim pe locul 1. Din păcate, asta e realitatea, sunt echipe formate mult mai bune și... cu jucătoare consacrate, cu experiență. Noi avem un nucleu foarte tânăr. Media noastră de vârstă e între 17 ani și 25 de ani. Asta viitorul, e media de vârstă. Viitorul arată bine. Noi suntem competitive, suntem cu sete de joc. Ne dorim foarte mult, avem foarte multă energie, dar experiența și anii
trecuți peste, de competiții, de antrenamente, de interacționat chiar și cu alte jucătoare, fac diferența, clar. Adina, se poate strica ierarhia în acest moment? Cam greu, cred eu. Este destul de greu, dar tot timpul se poate întoarce roata, să spun așa. Tot ce trebuie să facem este să ne dăm silința cât mai mult, să jucăm cât mai bine, să ne antrenăm și, cine știe, poate să ne pregătim și pentru sezonul următor. Unul dintre obiectivele oricărui sportiv, este să, mai ales la sporturile date de echipă, este să facă parte și din lotul echipei naționale. Și presupun că așa a fost și pentru voi. Marisa, tu ai menționat despre faptul că ai făcut parte din Naționala de Tineret. Adina? Și eu am făcut parte din Naționala de Tineret. Cum a fost convocarea? am primit-o cu bucurie de fiecare dată, cu toate că mi-a fost și greu să plec în timpul vacanțelor, să-mi las părinții și prietenii. Chiar timpul vacanțelor da. Puține oricum. Exact, exact. Trebuia să-l petrec tot în cantonament, făcând ceea ce-mi place. Dar le-am primit cu bucurie și tot timpul mi-am dat silința și am încercat să fac totul cât mai bine. Da, Marisa, fiecare jucătoare, probabil, la un moment dat, vrea să ajungă la un club de top. În țară, Dinamo se înscrie în această categorie. Dar când vedem exemplul Alexia Căruțașu, nu? Printre altele, o jucătoare din România, tânără ca și voi, care face o figură remarcabilă, nu? În Turcia, să bat marile cluburi pe ea. Probabil că undeva te gândești cândva și la un pas de genul ăsta, nu? Bineînțeles, bineînțeles. Clar, în momentul în care m-am apucat să fac volei și am ajuns să-l fac de performanță, scopul meu e să o fac la cel mai înalt nivel posibil și în același timp să fiu cea mai bună versiune a mea de voleibalistă. Îmi doresc să ajung și la cluburi internaționale, de ce nu? Dar probabil că mai trebuie să muncesc puțin pentru asta. Deocamdată rămânem în alb și roșu. Deocamdată. Și dacă tot vorbim de obiective, cum a fost perioada de până acum pentru voi? Cum o resimțiți? Voi personal, lăsând la o parte acum neapărat clubul Dinamo, cât voi personal, dacă ați avut o perioadă bună și dacă se anunță a fi și mai bună de acum încolo? Eu consider că am avut o perioadă foarte bună, nu bună. Și îmi doresc, mereu tind către mai mult. Și menționând faptul că sunt jucătoare care au ajuns să iasă din țară să joace în campionatele externe, eu am avut câteva oferte din afară, dar mereu le-am refuzat pentru că mi-am dorit să-mi termin facultatea și masterul aici și după aia să mă concentrez pe viitor. Și iată că am vorbit și despre sacrificiile, nu-i așa, pe care le fac sportivii. De foarte multe ori știm povestea în care sunt puși să aleagă între școală și, bineînțeles, sportul pe care îl fac. Iată că nu e cazul chiar de fiecare dată și tu ai îmbinat lucrurile astea foarte bine. Spune-ne și despre facultate. Ce facultate ai urmat și ce? Am terminat management marketing, specializare management, iar acum în vară urmează să termin masteratul în comunicare și relații publice. Deci dacă intrăm într-un fel și pe zona de PR cu echipa și cu tot și cu management, social media ceva, da, cred că ai asigurat locul la echipă chiar și după ce îți vei înceta activitatea. Așa sperăm, da, noi că nu foarte curând. Da. No, dar să trecem, Alice și invitatele noastre, și la pasiuni, nu? Ne spunea Marisa că ea se ducea la galașel puțin în camera colegii pentru ceva mâncare. Ce pasiuni ai? Îți place să gătești, filme, muzică? La polul opus sportului îmi place foarte mult machiajul. Da? Sunt pasionată de machiaj, ca orice altă fată. Da? Și în același timp m-am axat toată viața tot pe partea asta de sport. Nu, scuză-mă puțin, tu le machiezi și pe colegele de echipă, evident. Bineînțeles, întrebați-o și pe colega mea, Adina. Da, vorba. Deci ai început să practici și pentru și pe modele. Da. Să știi că ar fi o idee de afacere tare drăguță. Îți faci tu niște cursuri de make-up pentru tine în puținul timp liber pe care îl ai și faci un fel de cursuri în cadrul unui antrenament. Adică nu, stai puțin, că vine sportul la final de lună, când vin primele și salariul, evident că 10% la fiecare colegă, măi, machiajul a fost gratis. Îmi pare rău, cred că am putea să cerim și noi poate un 15% dacă sărim aici cu managementul și comunicarea pe social media. Da, dar în același timp noi creștem și pentru viitorul echipei, creștem și sportivi. Studiez la Universitatea de Educație Fizică și Sport.
Deci nu te-ai lăsat pe ureche în ceea ce înseamnă școala? Nu. Și am continuat tot pe partea asta de sport, pentru că, în primul rând, primesc foarte multă înțelegere din partea facultății. Asta e un lucru fiind bun. De educație fizică și sport, ei ne susțin în performanțele sportive și se mândresc cu sportivi de performanță care aleg să facă și o facultate serioasă. Am înțeles. Și mai închid ochii poate la o absență, la ceva, la un program chiar haotic. Și scutiri de frecvență pentru sportivii de performanță. Deci nu e vorba de închis ochii, e o chestie legală. Da, nu, un avantaj, e un fel de spun. Un avantaj legal pe care ni-l oferă, tocmai ca să vină în sprijinul nostru. E un lucru foarte bun, pentru că în alte părți nu te lovești de aceeași înțelegere, deși cred că ar trebui totuși, pentru că până la urmă aleg, bine, nu dacă vrei să fii medic sau arhitect, că dacă nu ai fost chiar tot timpul la... Ai, lasă că la avocatură mai sunt câte unii care deja au fost la școală ceva. Așa, dar dacă te faci inginer și n-ai fost niciodată la școală, s-ar putea să pui un șurub unde nu trebuie și uite așa o să cadă podul, am mai văzut ceva exemple, nu-i așa? Dar sunt facultăți care chiar permit, adică și poate ar trebui să ia exemplul acesta. Nu, mă gândesc, Alice și dragilor, un mare neajuns, dacă îmi dați voie, la Dinamo, acum, pentru voi, este faptul că Steaua nu are echipă feminină. Să fie niște derbiuri din astea adevărate. Mie și la vole feminine. Plăcut. Atât de tare să aibă Steaua echipă, să fie derbiul acela etern, Steaua Dinamo. Da. Păcat, chiar păcat. Deci nu o să plecați la Dinamo. Faceți un apel către cei de la Steaua. Exact. Faceți-vă o echipă ca să avem... Eu am tot încercat. Am o cunoștință acolo și tot am încercat, dar... Tot ai încercat. Lasă că mai încercăm, mai spunem. Dar uite că eram la capitolul pasiuni și Adina, tu nu ne-ai spus despre ce faci în timpul liber altceva decât sport. Am înțeles. Timpul e limitat, vrei să te odihnești, dar sigur mai faci tu ceva. Da, îmi place foarte mult să pictez. Am descoperit pe pasiunea artă, domnule, recent. Fetele astea, mult pe artă. Și acum o altă pasiune pe care o am este psihologia. Îți place să citești despre... Îmi place să citesc și ba, chiar am început un curs de neuropsihologie recent. Iar la anul, după ce termin masteratul, mă gândesc să mă scriu la facultatea de psihologie. Mi-am dat seama că este ceva ce mi-a plăcut de mică, dar nu am avut curajul să mă duc să-l fac, pentru că mi-a fost frică că nu o să am timp și de volei. E un domeniu foarte frumos, din ce în ce mai deschis și mai ales pentru voi, ca și sportive, e nevoie de așa ceva și cred că știți foarte bine. Deci... Mult succes, apucă-te că nu e nicio problemă, să știi. Și timp există de fiecare dată. Dacă spui vreodată problema timpului, cum că nu mai am 19 ani să mă apuc de facultate, Merg pe deviza, dacă mă apuc acum, sunt 3 ani de facultate și dacă nu mă apuc, oricum trec acești 3 ani. Așa că exact, să treacă cu folos. Să treacă în completare. Dar mă gândesc, Alice, că cei de la club pot fi liniștiți. Iată, un viitor antrenor avem aici, nu Marisa. Marketing, psihologie, deci clubul are tot ce-i trebuie, chiar în curtea proprie. Exact, deci pepinieră, dar extinsă. Exact, nu crești doar jucătorii, ci crești viitorii manageri, viitorii antrenori. Dacă mai avem doar vreo 2-3 ani, facem rost și de un kinetoterapeut, antrenor kinetoterapeut. Deci avansăm. Asta 2 în 1. Asta zic, deci ești în zona de kinetoterapie tu, din câte... După ce termin educația fizică și sportul, o să mă axez și pe kinetoterapie. Cam câți ani ar trebui să mai ai până rezolvi exact și treaba cu kinetoterapia? 3 ani, să mă suni. Așa, deci după 3 ani, ți-aduce aminte de mine, Alice, știi, mi-ai zis să te sun, sună-mă, că am nevoie sigur de tine și peste 3 ani și acum. Ok. Dar apropo de asta, la volei sunt accidentări așa serioase pe care le suferiți? Voi ați trecut prin așa ceva totuși? În mod normal... E un sport foarte pașnic, în care nu e contact direct, ai spune care sunt șansele să te accidentezi. Da. Eu tocmai am trecut printr-o accidentare. La tine au fost șanse, din păcate. Prima accidentare din toată cariera. Ceva serios? Da, a fost o fractură la închetură. Și da, se pot întâmpla accidente destul de grave. Dacă aterizezi cumva greșit, de la blocaj. Da, da. Dacă, în cazul meu, te lovești cu o altă colegă. Adică pot, să nu fie Adina, nu? Pot exista și accidentări destul de grave. Sunt mai rare, dar există și... Aș spune că era în pericol, din păcate, mai ales când ești într-o perioadă foarte, foarte bună. Dar astea, din păcate, de multe ori sunt inerente la un sport. Asta este. Îți asumi din start că există și posibilitatea să te accidentezi. La psihologia, Alice, nu mai e cazul. Când ne apucăm de psihologie și nu mai suntem în teren, nu mai ne... Da, nu te accidentezi fizic. E mai grav. Te accidentezi pe alte părți, care cred că sunt... Și accidentezi și pe alții. Și cred că sunt mai
mai nasoale accidentările acelea decât cele astea fizice, lasă că ce, mi-am rupt, am făcut, se face la loc, Doamne ajută, medicii se descurcă foarte bine. Am o curiozitate, pentru că am început, să știi Ionel, că am început cu Ionuț să întrebăm asta și am auzit niște răspunsuri de toată frumusețea. Ia să vedem azi. Adina, ce ai făcut din primii bani pe care i-ai câștigat din volei? Îți aduce aminte? Am fost și mi-am cumpărat foarte multe haine. Ai făcut dulap? Da. Am schimbat tot dulapul. A, ai schimbat garderoba, dar dulap nu ți-ai luat? Nu. A, ok, că nu, nu, nu. Mă gândeam că l-ai și montat singur. Știu foarte bine magazinul de unde întotdeauna ai piese în plus și nu știu ce să faci cu el. Recent am montat o sufragerie întreagă. A, deci te descurcai și acolo. A, iartă-mă pe mine. Deci un dulap cu haine. Marisa, tu? Eu i-am strâns. Am strâns primele 3 salarii. Așa. Țin minte. Un scop nobil, pare. Prima dată mi-am cumpărat o tabletă, după care eram la Timișoara și mi-am redecorat toată camera. Mi-am cumpărat decorațiuni de toate felurile. A, și manicură. La 3 săptămâni îmi făceam manicura. Eram obsedată să-mi fac manicura. Și investeai în tine până la urmă. Adică nu așa oricum, nu ai cheltuit pe ceva, investeai în tine. Da. Iată, deci, da, eu nu înțeleg completarea asta voastră, sunteți prietene și în afara terenului, adică pentru că e o completare, tu ai montat mobila, ea cu decorațiunile, ea face machiajul, tu cu pictura, adică tu cu social media, cu management, deci... E o completare acolo. Puteți să creșteți în business, știi, dacă vă înțelegeți, chiar puteți să faceți multe lucruri, mi se pare. Adică vă petreceți timpul împreună, ieșiți împreună, faceți și cunoscându-ne de mici, am crescut practic împreună. Bine, eu mereu am fost copilul echipei. Întotdeauna am fost copilul echipei, dar am fost asimilată. Ești mai mică decât de vârstă. Da, am fost asimilată întotdeauna, m-au luat așa sub aripa lor. Și după ce am început să intru și eu cumva în voleiul ăsta serios... Am început să deja fiu tratată ca egală, ca prietenă, ca hai să ieșim la o cafea. Erai aia mică, nu? Da. Dar apropo de asta, Marisa și Adina, în discuțiile pe care le aveți cu siguranță în mare parte de volei, vă mai ajutați una pe alta? Adică tu, Marisa, îi spui, mă, Adina, parcă la faza aia sau parcă în meciul ăla sau ceva de genul ăsta, parcă blocajul nu a fost cel care trebuia sau... Comunicarea e foarte importantă în sportul ăsta. Noi după fiecare fază, dacă ați observat, ne strângem la mijloc, pe lângă... Ce se spune acolo? Pe lângă chiote și zgomote de fericire, ne mai spunem, mă, vezi, du-te un pic mai în dreapta sau vezi dar să n-aud adversarul, doar voi acolo. Sau îmi spune mie, auzi, dă-mi și mie pasul mai repede sau mai la pătrățica nu știu care. Da, da, da. Adică ne dăm... Termen din ăștia pretențiile. Da, ne actualizăm după fiecare punct cu informații una pe cealaltă. Înainte să apuce antrenorul, noi ne ajutăm una pe alta. E foarte important să comunicăm pentru fazele următoare. Adina, cât de importantă este această comunicare a voastră, astfel încât să aveți totuși o armonie și să nu vă apucați să vă certați? Știm foarte bine, dacă lucrezi numai, Ionel, la voi, la bărbați, câteodată e mai simplu. Dacă lucrezi numai cu fete... No. Meciul e greu. Nu râdeți, că așa, e greu. E greu. Sunt era un râs de aprobare. Exact. Deci nu râde, că e greu. Sunt meciuri de mai multe feluri. Derbiuri toate. Cât de important e să aveți o comunicare bună tot? Este extrem de important, pentru că noi ne ajutăm foarte mult între noi. Pe lângă informațiile pe care le primim de la staff, de la antrenor, de la statistician, de pe bancă, tot cel mai bine se vede în teren. Iar atunci informațiile de acolo, dinăuntru, sunt în timpul meciului cele mai importante. Ne putem ajuta extraordinar de mult între noi acolo. Pentru că una poate să-ți spună antrenorul, iar jucătoarea de dincolo poate să aibă o zi în care să încerce ceva diferit. Iar atunci noi fiind în teren, vedem și ne putem ajuta. Deci este extrem de important. Și vă puteți susține în consecință ca să anticipați cumva ce se întâmplă, nu fiecare de capul ei în ce direcție. Că, până la urmă, ăsta este un sport de echipă. Da. Nu, asta urma să întreb eu, dacă Marisa, evident că se stabilește tactica de către antrenor împreună cu voi, dar în teren ai o anumită libertate să mai faci și altceva? În afară de ce a stabilit voi, de exemplu, dacă faza respectivă nu curge așa cum era pregătită oarecum. Că spunea Adina puțin un machiaj. Se întâmplă. Bineînțeles că avem niște detalii și informații tactice stabilite foarte clar. Dar în cazul în care situația nu le permite, evident că... Improvizăm noi ceva. Improvizăm. Facem ceva din ce iese. Antrenorul mie îmi dă foarte multă libertate. Îmi dă mână liberă. Da. Sunt momente în care simt că nu pot să gestionez situația și mă duc și îi spun.
că am nevoie de ajutor. Dar, în cele mai multe cazuri, îmi dă libertate să iau cele mai bune decizii care pe care le consider, în așa fel încât să pot să cresc în experiență. Asta ajută foarte mult să iei cumva pe umerii tăi responsabilitatea deciziilor. Mă gândesc, Adina, dacă îmi dai voie, că e foarte bine că nu jucați pe același post, că poate prietenia asta atât de solidă n-ar mai fi fost la cotele astea. Nu neapărat. Am prietene foarte bune. Chiar prietena mea cea mai bună este pe același post cu mine. La Dinamo? Nu. Acum păi este nu, la altă echipă, dar anul trecut am fost pe același post. Da, și uite că a plecat, vezi? Vezi, s-a schimbat un pic treaba. Bun, mai avem doar câteva minute și aș vrea să vorbim despre Clubul Sportiv Dinamo București, care are, bineînțeles, și obiective. În toate sporturile care ne-au călcat pragul, am văzut că se investește foarte mult, e foarte multă răbdare și, bineînțeles, se dorește marea performanță. Adina, care sunt în momentul de față obiectivele CS Dinamo București, secția volei? În acest moment, obiectivul este, cum a menționat și Marisa, de a crește jucătoare tinere și de a forma un nucleu pentru viitor. Trebuie să ne axăm și pe jucătoarele tinere, deoarece jucătoarele tinere sunt viitorul. În momentul în care te axezi pe cele tinere, e clar că vei avea în câțiva ani niște deci jucătoare. Deci e un proiect pe termen mai lung, da. Nu este ceva de multe ori, iartă-mă un pic, ca să înțelegi la ce mă refer, de multe ori facem comparațiile cu fotbalul, se vrea ceva dacă se poate alaltăieri. Adică dacă se poate să câștigăm de alaltăieri, ar fi perfect. Nu râde Ionel, că așa e. Da. Dacă se putea să punem 15 antrenori și trecută, să luăm... Da. Exact. Deci se axează pe ceva de viitor. Iartă-mă, exact. Mai avem doar un minut. Eu. Îmi pare rău. Eu servesc. E un proiect realist. Pe 3 ani, cel puțin 3 ani, în care echipa asta se dorește a fi competitivă. Bineînțeles, va fi nevoie și de aportul a câtorva jucătoare străine, care să ne ofere câteva informații, experiențe și așa mai departe, dar obiectivul e pe 3 ani cel puțin pentru a obține o echipă competitivă, tânără, autohtonă, aproape 100%, de ce nu? Foarte bine. Mulțumesc tare mult, fetelor, pentru prezența aici în studio, dar așa trece timpul la noi foarte, foarte repede și foarte scurt de altfel. Noi ne revedem și mâine, tot de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV și o seară bună tuturor!